good part. Bună, arată asistență. Bună ziua. Stimați membrii a Comisiei Europene, Uniunii Europene, stimate Gentautas Baranausas, șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, permiteți-mi, din numele Ministerului Sănătății, să deschid acest eveniment și să mulțumesc pentru asistența oferită Republicii Moldova în acest context. De fapt, în premieră, Republica Moldova a primit echipamente medicale din rezerva europeană. Merge vorba de sistemul Rescue, care reprezintă o rezervă europeană comună de echipamente medicale pentru situații de urgență. Uniunea Europeană, în acest context, prin mecanismul său de protecție civilă, a donat Republicii Moldova echipamente medicale din rezerva strategică a Uniunii Europene în valoare totală de 4,2 milioane de euro. Este vorba de mai multe echipamente de protecție, este vorba de echipamente medicale, dispozitive medicale și medicamente, care, desigur că ne ajută foarte mult să trecem peste această criză. Mai exact, în lotul pe care astăzi îl recepționăm din partea Uniunii Europene, este vorba de 250 de concentratoare de oxigen, 240 monitoare pentru pacienți, 20 de sisteme de monitorizare a pacienților și 20 de ecografii de rezervă medicală. Totodată primim și 50 de ventilatoare pulmonare, 20 de seturi pompe pentru perfuzie. Aceste echipamente vor fi repartizate în instituțiile medicale din țară, conform necesităților, care vor fi evaluate de către Ministerul Sănătății în colaborare cu spitalele din țară și instituțiile medicale din asistență medicală primară. Vreau să menționez că, de fapt, acest ajutor, prin intermediul platformei Comisiunii Europene, este donat inclusiv și de către două țări membre a Uniunii Europene, este vorba de Regatul Țărilor de Jos și Ungaria, care fiecare din ele a donat partea sa de echipamente medicale și acest gest, desigur că ne va ajuta foarte mult în contextul crizei refugiaților care îl avem acum, inclusiv datorită faptului că cunoaștem deja că peste 400.000 de refugiați ucraineni au trecut prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, dintre care peste 100.000 rămân în Republica Moldova. Toți acești cetățeni ai Republicii Ucraineni sunt asigurați de către statul Republica Moldova cu servicii medicale gratuite. Vorbim atât de asistența medicală prespitalicească urgentă, asistența medicală primară, asistența medicală spitalicească. Respectiv, este o presiune destul de mare asupra sistemului de sănătate a Republicii Moldova, iar aceste ajutoare care vin acum, în contextul crizei refugiaților, reprezintă un imbold foarte bun pentru noi de a continua aceste acțiuni care le-am început în ajutorul poporului ucrainean. Totodată vreau să menționez că, de fapt, Uniunea Europeană, inclusiv țările de jos, Ungaria, au fost alături de noi pe parcursul a tuturor acestor 2 ani de criză pandemică și vreau să spun că am recepționat, de fapt, mai multe ajutoare din partea acestor țări menționate și aici o să menționez câteva din ele în acest context. Este vorba de donații impresionante din partea Guvernului Olandei cu suportul Fondației de Caritate Max Face Posibil. Aceste loturi în totalitate au sumat peste 62.000 perechi de ochelari, 62.000 litri de dezinfectanți, peste 571.000 costume de protecție, 586.000 perechi de mănuși, 585.000 de măști simple și altele 600.000 măști respiratoare. Toate aceste echipamente, desigur că au fost distribuite în instituțiile medicale din țară și au
au fost exact la timpul potrivit atunci când sistemul de sănătate a Republicii Moldova, dar nu doar în lume, era o criză de aceste echipamente de protecție și într-adevăr a fost un suport esențial cu financiar care a depășit 2,5 milioane de euro. La fel și Ungaria este unul din acele state care chiar de la începutul pandemiei și-a manifestat solidaritatea sa pentru Republica Moldova în vederea consolidării capacității sistemului de sănătate pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19, inclusiv și gestionarea crizelor umanitare. Astfel, am obținut în această perioadă un suport esențial prin intermediul platformelor Comisiei Uniunii Europene, care a vizat peste 100.000 de mărci de protecție, 5.000 de seturi de îmbrăcăminte de protecție în valoare de peste 100.000 de euro. De asemenea, Guvernul Ungariei a oferit Republicii Moldova un lot de ventilatoare, peste 20 de ventilatoare, în sumă de peste 1,4 milioane de euro. Totodată, un suport valoros a constituit și aparatele de perfuzie, pompele pentru perfuzie, un lot impresionant de echipamente, dispozitive medicale necesare pentru terapiile intensive. Astfel spus, vreau să menționez încă o dată că, de fapt, pe toată această perioadă a pandemiei, dar și de la începutul crizei indusă de războiul din țara vecină, Uniunea Europeană și fiecare membru al statelor europene a fost alături de noi. Menționez și faptul că continuăm acum colaborarea inclusiv cu ambasadele multor țări din membri a Uniunii Europeană privind transferul pacienților care necesită continuitatea tratamentelor sau anumite tratamente costisitoare sau tratamente care pot fi efectuate doar în unele instituții din Uniunea Europeană. Sunt alături de noi colegii din Comisia Uniunii Europene cu suportul de a transfera acești pacienți și este de fapt într-adevăr un lucru care ajută foarte mult să gestionăm și mai bine criza refugiaților din Republica Moldova. Astfel spus, din numele Ministerului Sănătății, dar și întregii comunități medicale a Republicii Moldova, vreau să menționez reprezentanților. Mulțumesc tuturor celor donatori care sunt alături de noi în vederea depășirii acestor crize cât mai rapid și revenirea la un regim obișnuit de funcționare a sistemului medical. Vă mulțumesc frumos! În acest context vreau să ofer cuvântul domnului Gintautas Baranhausas, șef adjunct al Departamentului Operațiunii în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc! Excellencies, State Secretary, ladies and gentlemen, on this special occasion for the EU and its member states, we would like to collectively pay tribute to Moldovan authorities for the outstanding response they are continuously providing to those fleeing the war. Excelențe, doamnelor și domnilor, domnule secretar de stat, în această ocazie, cu această ocazie specială pentru UE și statele sale membre, vreau să aducem un omagiu colectiv autorităților moldovenești pentru răspunsul extraordinar pe care ei îl continuă să-l ofere pentru cei care fug din calea războiului. And also to reiterate more than ever our solidarity in these exceptional circumstances with the Republic of Moldova. Și de asemenea vreau să reiterez solidaritatea noastră în aceste circumstanțe excepționale în care se regăsește Republica Moldova. And I would like to say to the government, to the state secretary, you have set an example for all of us. You did not only welcome open armed these women and children by providing them the first help, but you also continuously provided medical assistance for all of them. Și vreau să spun un lucru guvernului și secretarului de stat. Dumneavoastră sunteți un exemplu pentru noi toți. Dumneavoastră nu doar ați primit cu brațele deschise aceste femei și copii, oferindu-le lor primul ajutor necesar, dar de asemenea dumneavoastră continuați să oferiți asistență medicală tuturor. And I would like to thank authorities of the Republic of Moldova for their dedication and commitment to address these unprecedented challenges. And I would say you are not facing these challenges alone. Și vreau să mulțumesc autorităților Republicii Moldova pentru dedicația și pentru angajamentul lor pentru a
depăși aceste provocări fără precedent. Dar vreau să vă spun un lucru, dumneavoastră nu sunteți singuri. The European Union, upon your request, has immediately provided assistance in civil protection in this exceptional emergency situation, all in a coordinated sequence manner and jointly with national authorities. UE, la solicitarea dumneavoastră, a oferit asistență imediată în domeniul protecției civile, în aceste circumstanțe excepționale. Totul este coordonat, totul este făcut de o manieră potrivită și este în conformitate cu standardele naționale. The EU and its member states are continuing to provide immediate support to the Republic of Moldova to cope with the large number of refugees from neighboring Ukraine. UE și statele sale membre continuă să ofere suport imediat Republicii Moldova pentru a face față un număr mare de refugiați din Ucraina vecină. And people from Ukraine fleeing the conflict have found shelter, food and safety in the Republic of Moldova. People have shown remarkable solidarity. Și persoanele din Ucraina, cele care fug din calea războiului, au găsit adăpost, au găsit hrană și au găsit siguranță în Republica Moldova. Iar oamenii din Republica Moldova au dat dovadă de o solidaritate remarcabilă. And the number of refugees in the Republic of Moldova is disproportionately high. It has put a lot of pressure on the government institutions. The response from Moldovan authorities has been remarkable. Numărul de refugiați în Republica Moldova este extrem de mare. Acesta a pus o presiune foarte mare asupra instituțiilor statale, însă răspunsul autorităților moldovene a fost unul remarcabil. And today, for the first time, the European Union is offering its own reserve capacities to support the government of Moldova through the rescue medical stockpiles worth some 4.2 million euros. Și astăzi este pentru prima dată când Uniunea Europeană oferă propriile sale capacități de rezervă pentru a sprijini Guvernul Republicii Moldova. E vorba despre stocurile medicale RESC-UE, care se însumează la 4.2 milioane euro. And this assistance was sourced in various locations across the EU, notably in Hungary and in the Netherlands. Aceste stocuri sunt depozitate sau vin mai degrabă din mai multe țări a Uniunii Europene, dar în mare parte ele vin din Olanda și Ungaria. This additional support consists of medical assistance for the benefit of hospitals across the Republic of Moldova. Acest suport suplimentar constă din asistență medicală pentru spitalele din toată țara. The RESC EU deliveries include duly needed medical items such as ventilators, infusion pumps, patient monitors, masks and gowns, ultrasound devices and oxygen concentrators. Aceste stocuri de la RESC-UE, EU, ele includ echipamente medicale extrem de necesare, cum ar fi ventilatoare, pompe de infuzie, monitoare pentru pacienți, măști și halate, ecografe și concentratoare de oxigen. This assistance comes on top of aid offered by European countries and coordinated with the EU civil protection mechanism. Această asistență suplimentează asistența oferită de către Uniunea Europeană în coordonare cu mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene. It indeed complements the European Union generous contribution offered already by 18 EU member states in Team Europe spirit to the government of Republic of Moldova, representing over 11 million euros. Într-adevăr, vine să completeze contribuția generoasă a Uniunii Europene oferită deja de către cele 18 state ale UE în spiritul Echipa Europa, Guvernul Republicii Moldova, care reprezintă peste 11 milioane euro. And on this occasion, I would like also to pay tribute to our European Civil Protection Team deployed in the Republic of Moldova now for nearly 4 weeks that enable this success today. Și cu această ocazie vreau să-mi exprim recunoștința și echipei noastre de protecție civilă europeană care este desfășurată în Moldova deja de 4 săptămâni și care permite acest succes de astăzi. European Union, along with its member states, today continues to provide equipment and resources essential for the life and health of the people who need them. This tangible support to the EU strengthens the resilience of the health system of the country, and it is just the latest example of the generous support the Republic of Moldova is receiving as additional assistance is on its way to Chișinău.
UE împreună cu statele sale membre continuă să ofere echipamente și resurse esențiale pentru viața și sănătatea populației care au nevoie de ele. Acest suport palpabil a Uniunii Europene fortifică reziliența sistemului de sănătate a țării. Este doar ultimul exemplu a suportului generos pentru Republica Moldova, pentru că, de fapt, mai multă asistență este în cale să vină spre Chișinău. I express my appreciation once again to all EU member states and participating states for their joint efforts since the beginning of the crisis to support Moldova in these most difficult times. Îmi exprim mulțumirile mele încă o dată către toate statele membre UE și statelor participante pentru faptul că și-au unit efortul de la începutul acestei crize pentru a sprijini Moldova în aceste timpuri de locușoare. I reassure you that the EU is committed to continue providing assistance in these days and weeks to come in close coordination with the Republic of Moldova and to ensure that the proposed offers respond to your needs and those vulnerable persons that you are helping generously since the beginning of the emergency. Vreau să vă asigur că UE rămâne angajată să continue să oferă asistență în zilele și săptămânile ce urmează în coordonare strânsă cu Republica Moldova pentru a asigura că acele livrări care vin spre voi sunt în conformitate cu nevoile voastre și a persoanelor vulnerabile și că, pe care dumneavoastră în mod generos le ajutați de la începutul acestei urgențe. Thank you very much. Mersi frumos.